Bună seara, copii! Dacă zilele trecute v-am spus povestea rătuștei care făcea ou de aur, în seara aceasta o să vă spun o altă poveste rusească, și anume Prințesa Rățușcă. A fost odată un țar și o țarină care aveau un fiu pe nume Dimitri Țarevici și o fică pe care o chema Maria Țarevnă. Fata a fost dată în grija mai multor dădace, dar niciuna dintre ele nu izbutea să o facă să se oprească din plâns și să doarmă. Singurul căruia îi reușea acest lucru era fratele ei. Se apropia de pătuțul fetei și începea să-i cânte: Nani, nani, surioară, nani, nani, inimioară, te voi da de soțioară când vei crește mărișoară lui Ivan Țarevici. Ascultând acest cântec, ea închidea ochișorii și adormea. Au trecut ani. Dimitri Țarevici s-a gătit de drum și a plecat în ospeție la Ivan Țarevici. A stat la el 3 luni, s-au plimbat, s-au distrat, iar la despărțire l-a invitat pe Ivan Țarevici la el. Bine, zise acesta, am să vin. Dimitri Țarevici s-a întors acasă, a luat portretul surorii sale și l-a atârnat în camera lui. Era atât de frumoasă încât nu-ți puteai lua ochii de la ea. Într-o zi, pe nepusă masă, Ivan Țarevici i-a întors vizita lui Dimitri. A intrat în camera lui, iar acesta dormea adânc. Cum a dat ochii de portretul Mariei? Țarevna? Ivan Țarevici s-a îndrăgostit de ea pe loc, a scos paloșul din teacă și l-a ridicat deasupra fratelui ei. Numai că Dumnezeu n-a lăsat să se întâmple nenorocirea. Dimitri Țarevici s-a trezit de parcă ar fi primit un ghion și l-a întrebat pe prietenul său: Ce faci? Vreau să te ucid. Pentru care pricină? Ăsta-i portretul logodnicii tale? Oho, nici pomeneală! E al surorii mele, Maria Țarevna. Și de ce nu mi-ai vorbit niciodată despre ea? Simt că nu pot trăi fără sora ta. Și ce te împiedică să o iei de nevastă? Însoară-te și vom fi frați. Ivan Țarevici a început să-l îmbrățișeze pe Dimitri Țarevici. Cei doi au bătut palma, Ivan Țarevici a plecat acasă pentru a pregăti nunta, iar Dimitri Țarevici împreună cu Maria Țarevna s-au gătit de drum ca să plece în vizită la logodnicul fetei. Au fost pregătite 2 corăbii, cu una a plecat Ivan Țarevici, iar cu cealaltă Maria Țarevna împreună cu una din dădacele ei și cu fica acesteia. Când corăbiile au ieșit în largul Mării Albastre, dădaca îi spuse Mariei Țarevna: Scoate-ți rochia cea scumpă și culcă-te pe salteaua de puf să vezi ce bine o să-ți fie. Numai ce s-a întins Maria Țarevna pe saltea, că dădaca a și lovit-o peste trupul ei alb și a prefăcut-o într-o rață cenușie, care și-a luat zborul de pe corabie și s-a așezat în valuri. Dădaca a gătit-o pe fiii sa în rochia țarevnei și au început amândouă să se împăuneze. Au ajuns în țara lui Ivan Țarevici, care le-a ieșit în cale, dar cum a zărit că se apropia corabia, s-a uitat la logodnică și a văzut că nici pe departe nu aducea cu fata din portret. S-a mâniat pe Dimitri Țarevici și a poruncit să fie trimis în temniță și să îi se dea doar o bucată de pâine uscată și un pahar cu apă pe zi. Peste tot au fost puse străji care aveau poruncă să nu lase pe nimeni să se apropie de întemnițat. La miezul nopții, rățușca cea cenușie s-a ridicat din mare și a zburat spre fratele ei, luminând întreaga împărăție. Dădea din aripi, iar din ele părea că se scutură tăciune aprinși. A ajuns la temniță, a intrat pe geam și a târnat aripile în cui și s-a dus la fratele ei: Frățioare drag, Dimitri Țarevici, știu cât îți iese de greu să stai în temniță, să te hrănești doar cu o bucată de pâine uscată și să bei doar câte un pahar cu apă. Dar mie, frățioare, îmi este și mai greu să rătăcesc singurică pe Marea Albastră. Ne-a făcut de petrecanie dădaca ce are. M-a dezbrăcat de rochia mea scumpă și am popoțonat-o pe fie sa. Fratele și sora au plâns unul pe umărul celuilalt și s-au căinat unul pe celălalt.
Dimineața în zori, rața cenușie și-a luat zborul și s-a oprit în Marea cea Albastră. Străjile i-au adus la cunoștință lui Ivan Țarevici că noaptea a venit la întemnițat o rață cenușie care a luminat întreaga împărăție. Țareviciul a poruncit să fie înștiințat numai decât când mai apare acea rață. Se apropia miezul nopții. Marea s-a învolburat, iar rața cenușie s-a desprins de apă și și-a luat zborul, luminând întreaga împărăție. Când zburea, părea că din aripi se scută rătăciune aprinși. A ajuns la temniță și-a lăsat aripioarele pe geam și s-a dus la fratele ei. Străjile l-au trezit pe Ivan Țarevici. Acesta a fugit la temniță și a văzut că pe geam erau niște aripioare. Le-a luat și a poruncit să fie aruncate în foc, iar el și-a lipit urechea de zid și a auzit tot ce vorbeau fratele și sora. Frățiorul meu drag, spunea Maria Țarevna, știu că ți-e greu în temniță cu un pahar de apă și o bucată de pâine uscată pe zi. Mie însă mi-este și mai greu să rătăcesc pe Marea cea Albastră. Ne-a dus la pierzanie dădaca cea rea, când a scos de pe mine rochia cea scumpă și am popoțonat-o cu ea pe fiesa. Frățioare, mi se pare că miroase a ars. Ți se pare, surioară, eu nu simt nimic. Ivan Țarevici a deschis ușa temniței și a intrat. Când l-a văzut, Maria Țarevna s-a repezit la geam, dar aripioarele ei erau pe jumătate arse. Ivan Țarevici a apucat-o de mâini, iar ea a început să se prefacă în tot felul de ligioane. Țareviciu nu s-a speriat și nu i-a dat drumul. În cele din urmă, Țarevna s-a preschimbat într-un fus. Ivan Țarevici l-a luat și l-a rupt în două. Jumătatea de sus a aruncat-o în față, pe cea de jos a aruncat-o în spate și a spus: apari în fața mea, frumoasă fecioară, iar în spatele meu să apară un mesteac în alb. În spatele lui s-a ivit un mesteac, iar în fața lui Maria Țarevna. În toată splendarea ei, Ivan Țarevici a cerut iertare de la Dimitri Țarevici și au plecat toți trei la palat. A doua zi au făcut nuntă, Ivan Țarevici s-a căsătorit cu Maria Țarevna. Oaspeții au chefuit multă vreme, iar dădaca și fiica ei au fost duse într-un loc unde să nu-și mai amintească nimeni de ele. Noapte bună, dragi copii!